Ploaia și vremea rea nu le va mai strica micuților din Drăguș planurile sportive. La școala din localitate se lucrează la reabilitarea sălii de sport care nu mai putea fi folosită din cauza dușumelei prea vechi. Acum parchetul este înlocuit cu un material ultramodern. Clădirea școlii din Drăguș a fost recent renovată. Cu toate acestea, deși învățau în săli de clase ultramoderne, orele de educație fizică erau un chin pentru elevi. Fie sportul se făcea în curtea școlii, fie în clasă, unde nu era loc suficient pentru asemenea activitate. Acum însă problema aceasta s-a rezolvat. La sala de sport, momentan, se fac lucrări de finisaj, putem spune. S-a scos parchetul, după care acum urmează să pună un linoleu cald, după care chiar trasate terenurile de basket și handbal. Pentru elevii școlii înseamnă mult faptul că vor avea o sală de sport modernă. Ei sunt cei mai încântați de viitoarea sală. Orele lor de educație fizică vor deveni o plăcere. În primul rând, pot să-și desfășoare toate orele de educație fizică, indiferent de timpul care este afară. Până acum am făcut doar afară, în condiții în care nu erau prielnice, trebuia să facem în sala de clasă. Deci având sala de sport în condiții optime și reabilitată, deci putem să ne desfășurăm acum toate activitățile sportive în sală. Voi juca fotbal și handbal în sala de sport. Sunt bucuros ca să am o sală de sport la școală. Când ploua afară, nu puteam juca fotbal. Acum, dacă se face sala de sport, vom putea juca fotbal și handbal. Mie îmi plăcea până acum basketul și nu aveam unde să joc și dacă se face sala de sport, am unde să joc. În plus, în curtea școlii din Drăguș, edilii și-au propus să construiască și un teren de volei.